Hello. Cum să vreau mai foarte puțin și vine weekendul. Mai foarte puțin și vine weekendul. Am închis un pic un birou, mai am ceva de făcut și între timp am zis să fac și un mic live cu voi, pentru că nu am mai făcut de foarte mult timp un live pe Facebook și mi-era dor să facem asta. Astăzi o să fie o zi destul de liniștită, acum merg la o întâlnire în curând, după care mergem la un eveniment la AFI, după care mai avem o mică ședință și gata, weekendul. Și Robert, te pup! Ce faceți voi? Cum e ziua voastră? Mă bucur foarte mult că e o vreme așa de frumoasă și în weekend va fi la fel. Și voi merge la câteva petreceri și care vor fi afară, în aer liber. M-am bucurat că săptămâna trecută a fost Bookfestul și am putut să-mi cumpăr multe, multe, multe cărți. Și chiar vorbeam mai devreme despre una dintre cărțile pe care le-am cumpărat și una dintre ele pe care vă o recomand cu foarte mare drag. Se numește... De fapt, e o carte destul de complicată și o carte care poate fi citită doar dacă rezonați și dacă vă interesează subiectul, pentru că... Bună, Laurențiu! Fără să ne dăm seama, dezvoltăm foarte multe dependențe. Și când spun dependențe, nu mă refer doar la cea de droguri sau de substanțe interzise. Mă refer la dependența de televizor, dependența de telefon, dependența de cumpărături, dependența de sex, dependența de dulciuri, dependența de mâncare. Sunt foarte multe dependențe și nu e vorba despre dependență și despre felul în care o privim, pentru că de cele mai multe ori o privim cu foarte multă duritate, agresivitate, dar nu este despre dependență, este despre durerea pe care o ascunde această dependență, pentru că de cele mai multe ori atunci când ne refugiem într-o dependență este pentru că avem o durere undeva acolo pe care nu vrem să o simțim. Așa că dacă vreți să citiți despre această carte, ea se numește, este a lui Gabor Mate și este o carte, se numește Tărâmul Fantomelor Înfometate. Nu este o carte ușoară, dar este o carte foarte interesantă. Vă mulțumesc foarte mult pentru aprecieri. Mă mențin pentru că merg la yoga și în weekend chiar o să merg la yoga și vreau să vă întreb ce faceți voi în weekend. Și în același timp chiar am testat un meniu pe care vi-l recomand. Nu este doar cu sucuri pentru că nu sunt neapărat adepta sucurilor. Este un meniu de la Juicy's, Plant Power Menu. Și ce mă ajută foarte tare este că la fiecare oră am ceva să mănânc. Am de băut un suc, am de ronțăit, niște legume, niște fructe uscate, o salată, în așa fel încât să nu mi se facă foame niciodată. Și vreau să vă mai spun că săptămâna viitoare sunt tot felul de evenimente interesante în București. Unul dintre ele este IC Fest, de care sunt convinsă că știți, este pe 13 și 14 iunie, este The Digital Transformation Festival. Este un festival digital foarte interesant. După care mai avem încă un festival care se numește Understanding the Human Mind, o conferință internațională la Hilton pe 12 și pe 13 iunie. Găsiți biletele pe Ia Bilet. Cam asta se întâmplă săptămâna următoare, iar în weekend, v-am zis, yoga, bicicletă. Chiar mergeți cu bicicleta? Și aș fi fost curioasă să-mi spuneți, pentru că în curând va fi publicat pe blog, veți găsi un text foarte personal pe care vă invit să îl citiți. Este legat de tatăl meu, despre care n-am vorbit foarte des. Și este legat de ce mi-ar fi plăcut să aud eu de la tatăl meu, ce sfat mi-ar fi plăcut sau mai curând ce mi-ar fi plăcut în general să aud de la el. Pentru că tații, după cum bine știți, noi fetele, pentru noi fetele au un rol foarte important, drept pentru care felul în care el se poartă cu noi sau s-a purtat cu noi lasă
lasă urme foarte adânci. Mulțumesc, Robert. Și am simțit nevoia să scriu acest text. Sper să vă inspire și sper să vă ajute. Și în același timp mi-ar plăcea să-mi spuneți dacă aveți voi idei despre ce aș mai putea să scriu, ce v-ar plăcea să știți. Și să-mi povestiți ce faceți voi în weekend. Poate mă inspiră și pe mine. Yep, yoga și yoga key of life. Ce faceți în weekend? Ce faceți în seara asta, de exemplu? Mă gândesc la tot ce a fost în viața mea, pentru că fiecare experiență m-a făcut mai bună, mai m-a ajutat să mă maturizez, să cresc și să fiu cine sunt astăzi. Așa că mă gândesc la foarte multe momente din viața mea atunci când apar. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru feedback-ul vostru, pentru încredere, mai ales pentru faptul că primiți cu atâta drag toate produsele noastre. Probabil că știți că am lansat sticlele de plastic fără BPA și mă bucură foarte tare că le-ați primit așa într-un mod foarte drăguț, pentru că au fost multe, multe comenzi. În aceeași timp, programul de meditații, pentru că am văzut la fel că este o dorință mare de a învăța să te relaxezi și să te împaci cu tine. Și găsiți programul de 28 de meditații pe shop.andrearaicu.ro. Dansez prin ploaie și mă bucur de viață. Îmi place răspunsul tău. Cu cai la plimbare. Asta mi se pare foarte drăguț. Prietenele mele vor și ele cartoline descopere. Le vom vedea pe site. Da, o să lucrăm la asta și o să revenim cu ele cât de curând. Eu mă plimb cu vaporul pe Damisa și pe invit alături de mine și familia mea. Mulțumesc foarte mult, Robert! Da, vă mulțumesc foarte mult. Dacă aveți idei despre ce v-ar plăcea să scriu pe site, pe blog, să-mi spuneți. Să aveți o zi absolut minunată, să se termine repede sau să fie așa, să vă bucurați de ea. Și ne auzim curând. Vă mulțumesc mult de tot și ne vedem!